se convoacă pentru data de 26 aprilie 2017 și ordine 15 Consiliul Local al Comunei Creștine, ședință ordinară publicată cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului urbanistic general actualizat și a regulamentului local și urbanism al Comunei Creștine. De urbanism al Comunei Creștine. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 17 la actul constitutiv și actul adițional numărul 18 la statutul Asociației Regionale de Servicii de Apă și Canal Arsacis. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 19 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009, încheiată între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsacis și SC Apabitalia SA. Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul Comunei Creștine. Domnul Constantin Hora. Cine este de acord cu ordinea de zi? Proiect de hotărâre numărul 17 cu privire la aprobarea planului urbanistic general actualizat și a regulamentului local de urbanism al Comunei Hireșteni. Consiliul Local al Comunei Hireșteni, județul Iași, având în vedere nota de fundamentare întocmită de domnul primar, Hora Constantin, primarul Comunei Hireșteni, registrată la numărul 1170 din 24.2017, având în vedere referată de specialitate domnului Ghinius Constantin, consilier responsabil urbanism, registrat la numărul 1228-94-2017. Având în vedere prevederile legii 50 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă planul urbanistic general actualizat al Comunei Hireșteni și regulamentul local de urbanism întocmit de 10 Urba Sistem Proiect SRN Iași. Articolul 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează efectele planului urbanistic general și regulamentul local de urbanism aprobate prin hotărârea Consiliului Local numărul 5 din 25.3.2002, prelungit prin hotărârea Consiliului Local numărul 1 din 25.3.2012 și hotărârea Consiliului Local din numărul 9 din 26.4.2013, hotărârea Consiliului Local numărul 53 din 30.2015. Articolul 3. Secretarul Comunei Hireșteni va comunica cu copie de prezentă a instituției prefectului județului Iași pentru control și legalitate. Consiliul Județean și UCTI Iași, primarul Comunei Hireșteni, va aduce la cunoștință cetățenilor comunii prin afișare la sediul comunii, la sediul comun, Consiliul Local. Discuții cu privire la planul de planul urbanistic general. Baza referatului s-a mărit PUR, deci Planul Urbanistic General al Comunei. S-a actualizat. Actualizat. El era expirat în două rânduri, în doi ani, la rând, am prelungit prin hotărârii de Consiliul Local. În 2012. Da. Deci s-au dat în 2012-2013, ei au fost expirat din 2012. De atunci lucrăm la el. 2012, 2013 și 2015. Acum avem toate avizele care trebuie, deci cultură, propoziție cu secretarul, toate avizele care trebuie sunt APE, protecția civilă, DSP-ul, mediu, foarte, foarte, foarte multe avize. Inclusiv al Consiliului Județean, ultimul aviz, care am fost la Comisia de Urbanism, luna trecută, și am obținut acest aviz. După ce îl aprobăm, urmează ca un exemplar să-l dăm la OCPI, că tot ce se modifică de acum
intabulări, cărți funciare, asta, se va face după noul PUC. Eram obligat să-l aprobăm anul ăsta, deoarece el a expirat și plus de asta nu poți da autorizație de construcție, nu poți mai face nicio investiție dacă n-ai acest plan urbanist general, care este vizat aproximativ de toate instituțiile statului în domeniu. Mediu, apă, protecția, sănătate, tot. Toate avizele le avem aici. Acum vă spun și de avize. E undeva, practic, intravilană, adică s-a micșorat aici la... Da. La start, la... S-a realizat în fug acum, da, unirea Hărmăneasa cu Bolăgenii. Nu, a fost și înainte. S-a micșorat. S-a mărit la mobilieri. Plus s-a trecut în plan urbanistic aici la... Haideți să vedem. Grama. La Iază. S-a mărit, unii s-a dat casă la, Oboroșeni, da. Pe izlazul ăla, da, acolo s-a mărit. S-a... Ei s-a unificat, ce Hărmăneasa cu Oboroșeni? Da, s-a unificat pentru că avem cerință de casă, între, că erau porțiuni, deja s-au făcut casă. Case făcute. Da, fără a avea autorizație, și-a putea să-i dăm autorizații. Între Oboroșeni și asta o porțiune de, nu știu câți era acolo, 20 de metri. Așa, unde s-a mai extins? Iarăși la fel, unii și-au făcut gherasâm casa unde a fost ferăria. S-a extins și acolo, pentru lotul de casă, și s-a renunțat. Manașcă. La Manașcă, în câmp, acolo, nu avea niciun rost. Da. Da? Și pe o parte și pe alta. Acolo. Și s-a extins între Oboroșeni și Elește. Dar și partea azi la altele, domnul primar, adică acum, dar nu sunt este, doar casă este. Și n-a venit nici moros la Manașu. În câmp, partea aia la restul de drum încoace este intravilan. Păi este drum în Tarlan. Da, acolo era intravilan. Da, era în Tarlan. Da, în vechiul punct era intravilan. Deci, ca să poți să bagi undeva, trebuie să scoți. Și taxele sunt mai mari. Deci s-au scos acolo, da, și s-au compensat aici. S-a băgat livada toată în intravilan, care era în extravilan, iar lotul de casă, este drumul ăla care face prin livada acolo, care au bucăți. Aveți un exemplu. Bun, dar drumul ăla ia sână stălant? Da, da, este. Nu se poate... Este. Este. Bă, dar când s-a făcut drumul, este drumul ăsta, să ieșări acolo. Închis să ieșări acolo. Este drum. Aici, la Miliață. Da, uitați drumul. Haideți să spunem drumul ăla, dar tot al lui. Deci am făcut tot intravilan. Uitați-o, drumul iese în ăsta. Și continuu cu ăsta. Vedeți drumul. Iese, dar pe unde? Pe schiță. Pe schiță. Nu înțeleg. Schiță iese. Că nu respect cine e acolo, este. Este drum. Mai am o întrebare, dacă se poate. Da. Am văzut că a fost limita... Da, între ea... Dar noi verificăm de vară ceva de... Da. Deci s-a renunțat partea, deci partea asta e intravilan. Partea din cât de aici. Da? Partea asta din... Era mai bună partea asta decât de vară. Mai bună la aici. Dar și la asta. Dar este în interiorul. Să-și facă casă. Acolo materiei fost în livadă. Eu? Da. Cred că mai de mult. Mai de mult de la mine nu ai fost. Dar ești mai văzut. Deci în livadă nu-i loc de casă. Apă nu ai, rețea trebuie ca și în partea aia la altă, la Manașcă, acolo rețeaua e foarte aproape. Era mult mai convenabil în partea aia. Da. Deci el, acest PUC vechi, a fost aproape. Nu a făcut nimeni în 20 de ani. În 20 de ani nimeni nu a făcut. Deci livada nu-i loc de casă. Deci plus de asta, iar era un impediment, aveam extravilan în interiorul satului. O să ai extravilan în cum? În interior. Păi da, era extravilan. Din suliță. Da, dar în interior, la atac și impozite, să-l luau de când hău acolo în livadă. Nu. Eu am mâncat și acolo și am și în partea.
Liba de tip Indra Vilan. Acum da, până acum nu a fost. Mai de mult. Eu la nevoie să plătesc Indra Vilan. Uite, vezi? Este o porțiune care aveți acolo, partea de la deal. De partea de la deal, da. Dar eu da. La deal, tu ești aici. Dar eu am partea de la vale, de drum pe mijloc, exact. Deci plătești toată livada, să o plătești până acum, fără să o plătești. Nu, da, am nu, vedem. Nu, vă vedem. Eu am o întrebare. Da. Am văzut că ați pus limita pe drumul județean 208G, parcă, la Unitatea Administrativ Teritorială Mobile. Cu procesul, ce s-a mai rezolvat? Inderline, nu avem termen... Și dacă presupunând că o să câștigi, o să trebuiască să faceți alt punct? Anexă la buc, da. Deocamdată nu putem face nimic acum. Deci dacă vom câștiga în instanță limita de hotare, acum pugui pe teritoriul comunii Helenșteni. Da, pentru că poți limita general. Deci, intra vilana din partea spre cimitir. Da, da. Cimitirul da. Unde? Acolo, acolo. Da. Da. La cimitir, acolo, nu, acum nu-ți dă voie să faci casă lângă cimitir. Dar de ce am intrat la cimitir? De ce am intrat la cimitir? Păi că așa au fost, nu l-am scos. Nu. Dar mergi la UCP și îl modifică. La mine zice. Îți spune cu de ce ai intrat la noi după cimitir. Poți să nu intri. A fost înainte oamenilor. Noi nu mai modificăm. Acum ai modificat. Ăsta este modificat. Vă aduc pe la vechi. Și noi nu modificăm. Dar cine are voie să modifice? Păi noi am modificat, dar trebuie să respectăm niște legi. Deci sunt acum, nu-ți dă voie la ferme să mai faci casă. Dacă e ca asta, la cimitir. Trebuie să respectăm niște... Da, și aici ce n-a scos? Intrat la un legi. După cimitir. Dar te dai cimitir. Nu dai cimitir și după bucăți ca asta. Deci am 15 ani intrat de la meu, sunt proprietarul aici. Nu a fost. Ba, ai scos. Cum ai scos? Nu. Ai scos acum. Ai scos acum. Ai scos de aici. Ai scos de aici. Ai scos de aici. Da, de aici, de aici. Tu lângă cimitir. Văd cum era înainte. Eu te era 11, da? Văd cum nu era. Și-i scos omul acum. Așa, scos. Nu vreau să da, scos. Da, da. Să aici mă uit pe punctate. Aici s-au scos și uite acum cum vine. Pe lângă cimitir, uite cum era înainte. Înainte era, mergeam mai mult, vedeți? Da, că era de din alu. Da. Și bucata aia pe care ați scos-o de după Manaș. Tot noi, domnule, noi am propus. Și aia am propus să-l scoate, pune înapoi? Nu, acum nu. La următorul PUC, dacă vor fi solicitări de casă. Deci, la momentul actual, acum nu. De discuții de secal cu zero. Deci, noi acum ce-am făcut... Da. Dacă 20 de ani nu a fost o solicitare de noi datorită, deci când hai să vă explic, am crezut din 2012 că o să meargă repede aprobarea și o să obținem pentru drumul ăla de exploatație. Avizele au mers greu, că inițial asfaltul a fost pe aici. Drumul ăsta se oprește, care l-avem acum în derulare, se oprește aici. Noi atunci l-am scos ca să facem, să prindem fonduri europene pentru asta. De asta s-a fost scos. Fiind din Travela, nu ai voie să investești drumuri de exploatație. Și acum se poate face asta. Acum nu. Deci acum ori așa, ori așa. Dar atunci n-am putut, pentru că n-am avut PUG-ul aprobat. Și era intravilan. Deci noi ne oprim cu investiția aceasta aici, acum. Da. Fiind, dacă era aprobat PUG-ul... Dar deja s-a oprit. Da, s-a oprit. Da. Deci ați înțeles, să vă spun în realitatea. Nu că am ținut musai să scoatem. Dacă atunci era aprobat PUG-ul aici, deci... Dacă ați mirat până în jos. Da, da. S-a intersectat cu drumul județean. Noi și acum. Așa... Acum forma asta actuală a acestui PUG. Acum este în forma asta cu toate avizele, cu tot ce este. Asta e viața, dar e bun așa? Păi e, poți să-ți faci casă. Nu era problema, casă nu se făcea. Nu o să faci acasă. Acolo e casă sigur. Cu dintre de proprietate. Nu, să facem timpul, să-i
Domnul Berdean. Haideți să spuneți spre aprobare proiect de hotărâre numărul 17. Mai sunt discuții? Da, discuții? Adele, că tot alungem și nu... Dacă trebuie să ne facem discuții, adică. Nu, el inițiala, de asta a fost în 2012, când am început PUC, 2011, atunci. Asta a fost cu proiectul cu drumul de exploatație. Să unim cu drumul județean. PUC-ul a mers așa de greu, atâtea vize și atâtea aprobări, au rămas în urmă. Proiectul s-a aprobat. S-a și făcut, dar... Pugul tot așa. Și acum pui alte proiecte, nu o să-l temprim, din cauza că nu e... Acum, Titi, poți să-l consideri și pe extravilan și pe intravilan, dacă te uiți bine. E limitat, da? E limitat. Dacă era așa de la început, aveam asfalt, iar. Acolo la Jutărescu. Da, partea și la Jutărescu și curba aceea. Așa și... Da. Hai, punem la vot. Cine este pe ea? Proiectul de hotărâre. Ține, primă. Nu consultat nimeni înainte? Mi-am consultat, am consultat în 2012. Era de pământ acolo de astăzi. Și-a fi l-o consultat, noi am mai avut discuția asta prin 2012. A fost o discuție? Nu vrei, dacă vă mai aduceți, nu știu, care era discuția asta, noi am mai avut-o în 2012. Nu știu puțin. Am mai avut-o. Și tot așa, doamne, dacă prindem investiția, haideți. Mai am o întrebare, pentru că tot să ajung vorba despre drumul de exploatație, la care se termină acolo în câmp. E diferența foarte mare de nivel între asfalt și pământ și nu poți intra cu o mașină mai mică pe drumul respectiv. Când am dreapta, m-am uitat unde se apropie asfaltul rotunjit, sunt șanțuri. Ceva ce s-ar putea face ca să reduce poate? Nu dai voie să-ți răspund? Da, eu intru pe șantier. E șantier. A, deci nu avem voie. Nu, e de exploatare. Nu e mașină. Deci e șantier acolo. E de exploatare. Contractoare. Deocamdată este șantier. Nu e recepționat. Să spunem un indicator la care să spunem interzis mașinilor sunt 1,5 tone. Ai o întrebare ca la ea. E șantier deocamdată. Nu-i gata. Gata, dar siguranța rămâne aceeași. Și până e gata, nu văd nimic. Oamenii, deocamdată, ei au și e șantier. Sunt panouri de șantier. Da, mergem noi. Special dacă mergem la Iași. Refugii, da. Da. E șantier deocamdată. Ei, au refugii. Deocamdată, ei respectă un proiect. Hai, intrarea. Am înțeles. Ați văzut, am mai pus un tub acolo, când scurgea apa, nu era prins în proiect, că e în afara proiectului, că acolo e intravilan, de acolo e extravilan. Deci, fondurile europene nu te joci. Ce spune, n-ai voie un cui în plus sau un minus. Exact cum spune acolo, nu te joci. Că dacă după aia, la întreținere, la asta sau la asta, să mai facem. Dar și prins în proiect, de ce să dau așa de greu? De ce prind așa de puțin proiectele astea? Nu ne jucăm pe ele. Am acum, o să mergem, dacă nu sărim, dar nu-i, avem la discuții. Terminul cultural. La fel. Ce-i prins în proiect, dar facem. Dacă tot ați amintit de azi, pot să vă răspund și la IAS. În momentul când ați menționat un șantier, îl semnalizați corespunzător. Eu nu văd nicio semnalizare acolo. Care este reducărizul? Nu în sine. Tatua sau... Deci, nu, haideți să vă spun. Eu cu constructorul am ajuns la o înțelegere. Normal. Când este șantier, barieră. N-ai ce căuta. Hai, doamne, ne înțelegem unii pe alții. Fiind șantier, nici lui nu convine. După fiecare ploaie să-l spele, să-l curățe, astea. Deci am încercat cât mai mult populația, dar să nu fie afectată. Sunt conjori, că nu știu ce, mai mergi încă 5 km, chestii din astea. Și trebuie pus să ne fie... Aici nu se trece sau... Un gard, că a pus la limita digului care să marcheze. Dar nu ocazul nimeni până. Haideți să mergem mai departe cu ședința noastră, că... Da, dacă mai e aici, s-o acum, nu? Deja era o două tură discuție. Proiect de hotărâre numărul 18, fiind aprobarea actului adițional numărul 17 la actul constitutiv și actului adițional numărul 18 la statul asociației regionale Arsașes. Consiliul local al comunei Leșteni Județul Iași. Având în vedere adresa asociației regionale serviciul de apă canal Iași Arsașes, înregistrată la primăria Leșteni numărul 741.
03-2017, având în vedere nota publică fundamentare întocmită de ASACES, cu privire la actul acțional numărul 17, la actul constitutiv și actul acțional numărul 18, la statutul Asociației Generale Apă Canal ASACES, având în vedere urmările de note de fundamentare și deci, hotărăște. Articolul 1. Aprobă actul acțional numărul 17, actul constitutiv al Asociației Regionale Apă Canal Iași-Arsacis, fiind acordat mandat special Asociației Regionale a Serviciului de Apă Canal Iași-Arsacis, al cărui membru este Comuna Hineșteni, să semneze prin prezentul său legal președintele Asociației Domnul Victor Iriadaș. În numele și pe seama Comunei Hineșteni, actul acțional numărul 17. Articolul 2. Aprobă actul acțional numărul 18 la statutul Asociației Regionale a Serviciului de Apă Canal Arsacis, fiind acordat mandat special Asociației Regionale a Serviciului de Apă Canal Iași, să semneze prin reprezentantul său legal, președintele Asociației, domnul Victor Chirilă, în numele și pe seama Comunei Reșteni, actul acțional numărul 18. Articolul 3. Actul acțional numărul 17. La actul constitutiv și actul acțional numărul 18 la statutul Asociației Regionale Arsacis constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. Articolul 4. Alo. Asociația Regională a Serviciului de Apă Canal Iași Arsacis prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 5. Secretarul Comunei Reșteni va comunica mâine semnat prin prezenta hotărârii instituției prefectului județului Iași pentru control și legalitate Asociației Regionale de Servicii al Canalului Sașis și va aduce la cunoștință cetățenilor comunii prin prevederile de prezentei hotărâri prin afișare. Anexă. Actul acțional numărul 17 la actul constitutiv al Arsacis. Actul acțional numărul 18 la statutul Arsacis. Data astăzi, 26.04.2017. Avem o anexă? Toate primările. Toate primările. Deci, noi nu beneficiem. Sperăm prin master plan să beneficiem și noi de apă. Dar fiind, făcând parte în această asociație, nu se poate desfășura activitate sau da, dacă nu poate consiliul local iau hotărârea de delegare. Deci, prin moment, noi, ca și localitate, mai puțin plătim doar cotizația și aprobăm. De beneficiat, nu, deocamdată nu, dar se lucrează la proiect și sperăm și noi până în 2018 să avem magistrală, care va face legătura Alexandru Ionfuza, Hireștei, Nelu Ginoasa, Costești. Proiectul în stadiu final. Am fost pe teren de mai multe ori din un an, tot circulăm să vedem cum găsim posibilități de a implementa acest proiect, deoarece tot ce se face cu fonduri europene trebuie să fie domeniul public-privat, nu trebuie să fie pe proprietățile oamenilor. Deocamdată ne blocasem, bineînțeles, drumul județean ia drumul județean, drumurile sătești comunale sunt a noastre, a Consiliului Local. Era problema cu rezervorul. Soluția cea mai bună era pe Spătăroaia, dar acolo pe Pășuni. Acolo pășunii de învălmășie privată. Acum noi le-am sugerat, dar cum se vadă persoanele specialitate tehnică pe parc. Prima dată au zis că nu, după aia am mai consultat. Păi că dacă se apucă, nu gândim de la început proiectul, se apucă și vede că terenul nu este domeniul public sau privat a unității, a comunii, a județului, pierzi investiția. Și noi căutăm, adică să fim cu un pas înainte să le gândim cât de cât. Acum nu știu, au terminat proiectul, nu l-au terminat oricum. Când termină trebuie să vină să-i ceară și nouă avizul. Parcă ar fi bine, cota. Da, e cota cea mai înaltă asta. Dar spuneau că datorită este o vale acolo, nu s-ar răspunde. Da. Deci, prin master planul, atunci localitățile peste 2000 de locuitori.
Sperăm, după aia, noi aveam prins numai 3 sate. Nu, cu mobilenul nu ne-au prins, că e sat mic. Dar sperăm pe ochii 28, dar nu poți depune niciun proiect, nu poți depune niciun proiect până când nu avem apa. Pe care să știm unii, unde unii ne înțăpăm ce facem. Și pe ce abonați voi? Obligatoriu ca să operatorul să ne iei, trebuie să aibă 600 de abonați. Asta este. Dar ținând cont că la noi apa nu este potabilă și vară secetă, atunci se vor conecta mulți la apă. Și problema, hai la Timișoși, conectăm toți. Toți fac față. Și Timișoși. Deci una va fi prețul și a doua... Da, proiectul este până la limita proprietății omului. De acolo trebuie să ne discutăm. Nu știu, o să vedem. Dar cel puțin pentru școli, instituții, pentru fermi, va fi foarte deci poate, doar prima dată când investitorii, ai apă, ai canalizare, astea sunt singurele condiții care să-ți vină un investitor. Pentru că nu-i dă autorizația din mediu, DSP-ul, numai noi știm cum obținem autorizații cu filtri, cu asta, la școli, la centru de zi, ca să nu iasă probele bune. Noi acum trebuie să cotizăm. Deocamdată cotizăm. Nu e, eu le leu de... Eu, cât e cotizația? Nu mai știu, ați aprobat. 400 de lei pe an, da. Da, în schimb, în 2 ani când lucrează ridicările topo cu proiectare, hai să zicem că s-a cheltuit un pic de bani pentru noi, da? Oricum aș fi recuperat de la Uniunea Europeană, din master plan. Recuperează ei, dar noi? Cotizația, cum? Plătic! Haideți să punem spre aprobare proiectul de hotărâre numărul 18. Cine este pentru? Potrivă? Abținere? Da. Vă mulțumesc pentru participare. Și ferme. 19. Da, așa, domn secretar. Nu, eu vă, el îți plinge apa acolo. Când m-am învățat cu ședințele, am putut să-l crea. Mai rău le-am făcut. Proiect de hotărâre numărul 19. Prin aprobarea actului regional numărul 19. Tot serviciul de apă canal. Arsașa. Apa vitală. Hotărăște. Articolul 1. Aprobă actul acțional numărul 19 de contractul de legare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 48 din 2019. Între Asasius și 10 apantale sa, fiind acordat mandat Asociației Regionale de Serviciu de Arsenal Asasius, al cărui membru este Comuna Ieșteni, să semneze prin prezentul său legată și din prezentul domnului de numele și cu seama Comunei Ieșteni, actul acțional numărul 19. Articolul 2. Actul acțional numărul 19. La contractul de legare a gestiunii serviciului publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 48/2009, încheiată între Arsașis și SC Apa Vitale S.A. constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. Articolul 3. Celelalte prevedere al contractului de legare a gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare, numărul 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă și Canal Arsașis și SC Apa Vitale S.A. modificări și completările ulterioare prin actele acționale numărul 1/18, care nu contravin prevederile actului acțional numărul 19, rămân neschimbate și își produc efectele. Articolul 4. Asociația Regională Arsașis, prin aparatul de specialitate și SC Apa Vitale S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 5. Secretarul Comunei Ieșteni va comunica în după prezenta hotărârii, Institutul de Legiul Iosuiaș, pentru control și legalitate. Data astăzi, 26.04.2017. Discuții la proiect de hotărâre număr 19. Da.
Deci a mai intrat o comună, Cărmânia, știi, care le-au preluat sistemul, care erau cu pașcani ei. Cărmânia și erau pașcani? Da, 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 deci partea aia la cort n-are. Și-au preluat asta? Dar n-ați văzut prin presă municipiul Pașcani cu redevența, că iau investiții, iau un scandal întreg. Știu ce zic, știi, tot a făcut. Depinde. E scandal, știu. Asta e, asta o vedeam. Așa e că alte discuții? Este un unic operator. Nu mai să? Haideți până la vot, proiect de hotărâre numărul 19. Cine este pentru? Toți. Acum putem încheia ședința. Întâlnați cele trei puncte. Declarăm ședința închisă. Vă mulțumim pentru participare.